Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Ei bine, de astăzi putem să ne plângem de vremea de afară. Nu pot să zic că mă plâng de vremea de afară, pentru că sunt așa primele ploi și mă bucur, îmi place. E așa o atmosferă cozy și avem și noi aici o atmosferă cozy, pentru că mie așa îmi place de obicei. Ideea e că avem lumină naturală din ce în ce mai slabă și ce să vedeți, pe mine m-a luat toamna pe nepregătite în octombrie, da. Și nu m-am pregătit cu un ring light, dar e frumoasă și atmosfera asta așa. Sper să se vadă destul de bine. Astăzi vorbim despre parfumurile pe care le-am purtat săptămâna trecută și în sfârșit pot să mă bucur și eu de parfumurile mele dulci, pentru că e friguț afară deja și putem să ne facem de cap și să ne intoxicăm, cum spun eu. O să încep cu un parfum, desigur, vanilat și migdalat și delicios. Este vorba despre Hypnotic Poison de la Dior. Acesta este ca și Dolce & Gabbana The One. Hypnotic Poison este tot așa, un parfum pe care am impresia că îl cunosc de o viață. Și asta pentru că primele clone pe care eu le-am descoperit acum mulți ani au fost de la Refan și preferatul meu era unul inspirat de Hypnotic Poison. Încă îmi place, încă este un parfum frumos. Desigur că între timp am descoperit o grămadă de parfumuri care îmi plac, dar acesta tot îmi place foarte mult. Este un parfum pudrat, migdalat, vanilat și are acel ceva. Este un parfum unic din punctul meu de vedere cu acest iz. Asta am purtat, cred că așa mi-am început săptămâna. Mai departe, vorbim despre un alt parfum vanilat, pentru că se pare că am o obsesie pentru parfumurile vanilate în această toamnă. Bine, întotdeauna mi-au plăcut parfumurile cu vanilie, chiar da. Avem aici o apă de toaletă de la L'Occitane, un parfum care din păcate nu se mai găsește. Este o vanilie spicy, vanilie și caramel cu un iz spicy. Nu persistă el foarte mult, dar este un parfum foarte frumos, este dulce, este spicy, vanilat și foarte frumos parfumul acesta. Are și o sticlă interesantă, așa mai pe vechi. Un alt parfum de care m-am super bucurat săptămâna trecută este acest Scandal à Paris, Jean Pogotier, un parfum delicios, un parfum intoxicant, un parfum dulce, avem pară, iasomie și miere. Da, este un parfum fructat, sunt niște flori scăldate în miere, este destul de aerisit, deși este un parfum, zic eu că este un parfum intoxicant, mi se pare destul de aerisit, mi se pare că mierea aia nu este ceva ce să te deranjeze, pentru că știți că mierea poate fi destul de deranjantă în parfumuri, cel puțin pentru mine, nu. Aici avem un parfum dulce, cu miere, cu flori, cu pară și e un parfum delicios. Chiar îmi place foarte mult acesta. Săptămâna trecută a fost destul de haotică în ceea ce privește parfumurile și pot să zic că am testat foarte multe parfumuri, am primit niște parfumuri despre care urmează să vorbim într-un haul, am descoperit și alte parfumuri, o să vin cu un video separat cu haul, cu parfumuri pe care le-am testat, așa că astăzi nu vorbim despre foarte multe parfumuri pe care le-am purtat din colecția mea, pentru că majoritatea au fost așa de test, nu am fost lămurită cu unele, deci nu avea rost să le includ în acest clip, vreau să le mai port, să le mai testez. Și astăzi avem doar 4 parfumuri din colecția mea despre care povestim, însă vorbim și despre un parfum super popular care a înnebunit toată lumea cu aroma lui și despre o clonă foarte bună a lui, imediat ce terminăm cu parfumurile pe care le-am purtat din colecția mea. Și ultimul este acest Mojo. Trebuie să vă spun ceva, m-am tot ferit să spun chestia asta, însă tot timpul parfumul acesta mi s-a părut cunoscut. Ei bine, mi se pare că are ceva din Rossendo Matteo 6.
El este inspirat de Mula Mula de la Byron. Ideea e că parfumurile urmează și ele niște trenduri. Ați văzut că multe spuneți că seamănă între ele. Ăla seamănă cu ăla. E bine, nu știu dacă neapărat se copiază unele pe altele, ci urmează niște trenduri. Eu de părerea asta sunt. Așa că posibil și Mula Mula să aibă un iz de Erba Pura, cum are și Rosendo Mateu 6, dar nu că ar copia Erba Pura, sau e pur și simplu un trend, din punctul meu de vedere. Așa că și aici avem ceva din Rosendo Mateu 6, un parfum pe care îl ador, îl ador. Doar că aici avem o combinație de fructe suculente, avem izul acela comun, așa, diferit, dar totuși comun în unele parfumuri. Hai să zic un picuț, un strop de Erba Pura ceva acolo. Apropo, eu vreau să testez originalul. Vreau să testez Erba Pura pentru că tare mi-e teamă că este un parfum care îmi place, pentru că izul acesta comun îl ador. Și Rosendo Mateu 6 este, Doamne, superb, 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 superb. Și aici avem un strop, un strop din acest trend a căzut în Mojo sau în Mula Mula. Și avem o combinație de fructe suculente, flori, caramel, vanilie. O delicioșenie de parfum, este un pic proaspăt condimentat. Are sucul acela dulce al fructelor. Este frumos, Mojo. Este frumos și la prețul acesta este superb. O să vedeți că am mai luat un parfum de la Twins. Cred că o să-l vedeți în haul viitor, pentru că mie îmi plac foarte mult parfumurile acestea. Cam atât cu Mojo. Este o bombonică de parfum pe care trebuie să îl ai dacă îți plac parfumurile dulci. Și să nu mai zic și de sticluță pe care o ador, este una simplă, minimalistă, avem un capac pe magnet și e superbă. Am și backup la acesta, deci stăm fără griji. Haideți să vorbim despre super popularul și super lăudatul și super adoratul Angel Share. Avem aici un strop pentru al testa, eu l-am purtat, am dat și la alte fete să testeze și ele din asta, pentru că toată lumea este curioasă de Angel Share, cum să nu? Suntem curioase atunci când multă lume vorbește despre un parfum și pe bună dreptate, când atât de multă lume vorbește despre un parfum, e bun, e bun, trebuie să-l testezi, ce să zic. În acest Angel Share găsim așa: coniac, scorțișoară, tonka, stejar, avem în bază pralină, vanilie și santal. Iar această bază este grozavă. Ce nu am găsit eu în clonele lui Angel Share a fost profunzimea, intensitatea și persistența. Este un parfum boozy. Știți că eu nu mă dau în vânt după parfumurile boozy, însă acesta îmi place foarte mult. Nici nu pot să spun că nu îmi plac anumite note deloc în parfum. Cum depinde cum sunt făcute și de aceea nu mă dau în lături când e vorba de testat, adică testez și parfumuri boozy, chiar dacă multe nu au fost pe placul meu. Știți cum este acesta? Mie miroase cel mai seducător și cel mai provocator parfum, un parfum sexy, un parfum dulce, boozy, un parfum care mă duce așa în zona de petrecere, în zona de clubă reală, în zona de distracție. E frumos, ce să zicem. Persistă foarte bine, este foarte intens, este foarte profund. Și profunzimea asta mi se pare că nu se găsește în clone. Dar ne mulțumim și cu clonele, pentru că, de exemplu, am una aici care îmi place foarte mult. Ne mulțumim și cu ele pentru că, ce să vezi, Angel Share are un preț care, știți,
care ne termină psihic. Îmi place foarte mult parfumul. Pentru mine este un coniac cu praline, cu vanilie, are o dulceață aparte. Izul acesta buzii rămâne până în bază și avem o combinație de pralină, coniac, avem și scorțișoară. E o nebunie de parfum, îmi place foarte, foarte mult. Și haideți să vorbim și despre, cred că se numește La Fed Intoxicate. Dacă nu mă înșel eu, nu m-am uitat, n-am verificat, pe Dubai Collection nu se mai găsește. Că de ce s-ar găsi? Că este foarte frumos, în schimb se găsește Rogue, pe care l-am testat și el este o clonă bună, este un parfum dulce, este frumos și acela. Acum nu avem pretenția să fie 100% ca și originalul, pentru că nu are cum, dar și aceste clone se apropie foarte mult și au niște prețuri mai bune, deci sunt super ok și ele. Ce voiam să vă zic? La Fed mi se pare că are o deschidere mai fructată. Nu știu. Ia să văd dacă îl găsesc pe Fragrantica. Este cumva mai potolit. Adică nu are izul acela de coniac foarte intens. Dar se pare că nu este pe Fragrantica. Dar pot să vă spun că este destul de intens și acesta... izul este același. Are, cum să zic, este... o clonă, este făcută foarte bine, este și el un parfum intens, nu are aceeași profunzime, nu are aceeași intensitate, dar se apropie foarte bine de original și cam asta trebuie să facă și o clonă. Îmi place cum miroase, îmi place foarte mult acesta, îmi place mai mult decât Fire Your Desire, apropo, care mi se pare că se îndepărtează mai mult de original, doar că acesta are și un iz fructat așa în deschidere, nu știu. E un pic mai colorat. Tot mi se pare un parfum sexy și dulce și buzi și frumos și da, m-a luat valul cu acest Angel Share, care este minunat din punctul meu de vedere. Originalul este unul foarte frumos. Ei bine, cam asta a fost cu săptămâna trecută și cu clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip, spuneți-mi și voi ce ați purtat săptămâna trecută, ce purtați în această perioadă și ce purtați în zilele ploioase, pentru că chiar vreau să fac un video cu parfumuri cozy, cu parfumuri care se așează foarte bine pe pulovere, că gata, a venit toamna. Vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, puteți să împărtășiți aceste clipuri și cu prietenii voștri. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic și vă doresc o săptămână minunată, așa că voi v-am pupat. Pa, pa!